Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! O explozie a avut loc în această dimineață într-un apartament de pe strada Alea Școlii din zona Gării din Focșani. O femeie a vrut să aprindă aragazul, dar cum uitase butelia deschisă, s-a produs deflagrația. Femeia a suferit arsuri, iar un perete al apartamentului a fost dărâmat. O explozie puternică a băgat spaima în locatarii unui bloc de pe strada Alea Școlii din zona Cară a municipiului Focșani. O acumulare de gaze de la o butelie a fost cauza acestui eveniment. Proprietara apartamentului în care s-a produs explozia, o femeie de 74 de ani, a suferit mai multe arsuri și a fost dusă la spital. La fața locului, pentru cercetare, au venit polițiștii, pompierii, un procuror de la parchetul de pe lângă judecătoria Focșani și reprezentanți ai firmei de distribuție a gazului. Apartamentul femeii era singurul din bloc care nu era racordat la această rețea. În jurul orei 8:30 în cursul acestei dimineți, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență s-a primit un apel prin care se anunța producerea unei explozii la un apartament în municipiul Focșani. Imediat s-au deplasat la fața locului trei echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Focșani, cu două autospeciale de stins incendii, o ambulanță SMURD, cât și un echipaj din cadrul SAJ Vrancea. În momentul sosirii forțelor de intervenție la fața locului, a fost identificată proprietara apartamentului în vârstă de 74 de ani, care a suferit arsuri la nivelul feței și a membrelor superioare. S-a constatat că a avut loc o explozie neurmată de incendiu la un apartament situat la nivelul 3 al imobilului. În urma primelor verificări, s-a constatat că evenimentul s-a produs în urma unei acumulări de gaze, proprietara declarând că a încercat să aprindă aragazul, care era alimentat de la o butelie. Alte 10 persoane care se aflau în imobil s-au autoevacuat și nu s-au înregistrat alte victime. Explozia a avut loc la etajul al treilea al imobilului. Doar parterul nu a fost afectat de suflul exploziei. Vecinii au fost afectați și ei. Unii s-au speriat, alții s-au ales cu ușile apartamentelor deteriorate. Înțeles că s-au bubuit. A fost o acumulare de gaze. Am înțeles? O pungă de gaze. Și o butelie care a fost aici și a explodat. Partea cealaltă. Sunt la toate ușile. Au sărit butucii și, și clanțele și eu acum mergem. Asta e. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs explozia. Administratorul unui magazin din Cârligel a fost tâlhărit ziua în amiaza mare de doi tineri de 18, respectiv 20 de ani. Băieții au reușit să sustragă 200 de lei și au fugit. Păgubitul a anunțat poliția, iar suspecții au fost prinși de polițiștii din Focșani. Doi tineri care au jefuit un magazin din Cârligele au fost prinși în Focșani. Oamenii legii au fost sesizați de administratorul societății comerciale cu privire la faptul că doi tineri au intrat în magazin și au gerut banii din casă. În urma altercației care s-a produs, unul dintre suspecți a reușit să sustragă 200 de lei și a fugit. În localitate erau montate mai multe camere, astfel că polițiștii au intrat în posesia imaginilor și au urmărit traseul mașinii. La data de 4 septembrie, polițiștii din Cârligele au fost sesizați de administratorul unei societăți comerciale din localitate despre faptul că doi tineri ar fi intrat în magazin, l-ar fi amenințat și ar fi sustras suma de 200 de lei. În urma verificărilor efectuate, în jurul orelor 23 și 30, în aceea zi, polițiștii focșeni sprijiniți de un echipaj de jandarmi în cadrul IJJ Vrancea au depistat și blocat în trafic un autoturist condus de un tânăr de 19 ani din municipiul Focșani. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că autoturismul este cel folosit la săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, iar în autoturism se mai aflau doi tineri, respectiv unul de 18 și unul de 20 de ani, ambii din municipiul Focșani. Oamenii legii continuă cercetările în acest caz, iar procurorii vor stabili măsurile legale ce se impun în astfel de cazuri pentru cei doi tineri. Sportivii de la Clubul Unirea Focșani au cucerit 6 medalii, dintre care 3 de aur, la Campionatul Național de Sambo pentru junior și tineret. Întrecerea a avut loc în Sala Sporturilor din Focșani. Sala Sporturilor din Focșani a găzduit etapa finală a Campionatului Național de Sambo pentru junior și tineret, competiție la care au participat cei mai buni sportivi ai acestui sport din România. Și de această dată, sportivii de la Clubul Sportiv Unirea Focșani și-au reconfirmat valoarea, iar 3 dintre ei au cucerit medaliile de aur și au devenit campion național. Performerii clubului de pe Milcov au fost Can Metin la categoria 60 de kg, George Hansu la categoria 57 de kg și Dorin Drâmbă la categoria 68.
68 de kilograme. În urma unor evoluții spectaculoase, în care și-au pus în evidență calitățile deosebite la sportul care combină tehnicile judoului cu cele ale luptelor libere, alți trei focșăneni au cucerit medalii de bronz. Pe treapta a treia a podiumului a urcat Dănuț Oprea la categoria 60 de kilograme, Iuliana Cătănoiu la categoria 60 de kilograme și Liviu Neagu la categoria 81 de kilograme. Sportivii de la CS Unirea Focșani sunt antrenați de Adrian Moldoveanu și Mugurel Popa. Voleibalistele de la clubul CSM 2007 Focșani se pregătesc pentru debutul în divizia a doua. Federația Română de Volei a anunțat că prima etapă este programată pe data de 15 octombrie, data la care gruparea focșăneană va juca în deplasare cu Top Volei Constanța. Formația de volei CSM 2007 Focșani va face parte din seria Est ca și în anii anteriori. Noul sezon al diviziei A2 va debuta pe 15 octombrie. În prima etapă, gruparea focșăneană urmând să evolueze pe terenul echipei Top Volei Constanța, iar în etapa a doua CSM 2007 Focșani va juca în sala sporturilor împotriva grupării Transilvania Brașov. Obiectivul echipei antrenată de profesorul Marian Rădulescu este promovarea în prima ligă a țării, contracandidată echipei focșenene fiind Rapid București. Deocamdată, voleibalistele focșenene au fost în pregătire centralizată în stațiunea suceveană Cacica. Până la debutul competiției mai sunt aproape 2 luni de zile, vreme suficientă pentru stabilirea strategiei pentru viitorul campionat. În acest an sunt programate și 2 etape din retur. Alături de gruparea focșeneană din seria Est mai fac parte echipele Momentos Constanța, Rapid București, Top Volei Constanța, Colegiul Mihai I București, Transilvania Brașov și Slen Medgidia. Federația Română de Handbal a anunțat structura seriilor pentru campionatele naționale de juniori și junioare, ediția 2016-2017. La competiție vor participa și 2 echipe vrâncene, LPS Focșani și CSS Adjud. Federația Română de Handbal a stabilit seriile în campionatele naționale la nivelul juniorilor 1, 2 și 3, atât la feminin cât și la masculin. În total s-au înscris 323 de echipe, dintre care 159 la masculin și 164 la feminin. Județul Vrancea va avea reprezentante la 4 echipe în competiție, cluburile care vor intra în competiție fiind liceul cu program sportiv Focșani la masculin și feminin și clubul sportiv școlar Adjud la masculin. La categoriile juniorilor 2 și 3, județul Vrancea va fi reprezentant de LPS Focșani și CSS Adjud, ambele formații fiind plasate în aceeași serie. La feminin, singura echipă din județul nostru care va intra în competiție va fi liceul cu program sportiv Focșani, care s-a înscris cu formațiile de junioare 2 și 3. Campionatul este programat să înceapă în data de 18 septembrie în sistemul cu tur, care se va încheia pe 13 noiembrie, 2 turnee de sală, 17-20 noiembrie și 2-4 decembrie și retur 29 ianuarie, 19 martie 2017. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă ca aspect, cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla în general slab. Temperaturile minime se vor încadra între 17 și 19 grade Celsius, iar cele maxime între 29 și 31 de grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!